eu, fractul stă pe saltea de bani. Noi nu ne ajungem cu nimic. Ți-ți dă câteva firimituri și te păcălește. Mama, vină repede! Ce e? Ce e? Am ajuns eu să-ți bag chiloții, șosetele la spălat, ai lăsat morman în fața mașinii? Ești cea mai bună cumnățică. Chiar nu știu ce m-aș face fără tine. Tu știi că surmea doar pe mine mare. Iubire, ce mai faci? Mi-a fost așa de dor de tine! V-a cunoscut fata aia săraca la bărbați cu câți ai stat? Te rog, nu mai țipa, mama, mă zic că vă certați. Ești frumoasă, iubita mea, ca de obicei. Trebuie să venim la București. De ce? Poți să fierbi, o, nu te vrea prăjită. Nu plac ouăle fierte. Dar ție cum îți plac ouăle prăjite? Da. Tu-ți bagi joc de noi? Te-am primit în casa noastră și tu faci așa ceva? Au venit aseară hoții peste noi. O să fie bine, ascultă-mă. Haide să fac curat. Nu și faci nimic. Să fac patul. Nu e vina mea că l-am dat afară, da? Criși, cănuci, ciocolată fără zahăr, zmeu, rafine, Jesus! Fiecare om își crește copilul așa cum crede el de cuvință. Când o să ai și tu unul, o să-l crești așa cum vrei tu. Unde-i Paula, mă? Copiii scăpați din mână la o vârstă fragedă, din diferite motive, se pierd. Și la maturitate derapează și profesional, dar mai ales în plan personal. Drept urmare, ei fac alegeri greșite, sunt iresponsabili și mereu caută sprijin pentru moment, fără să încerce să-și schimbe viața pe termen lung. Dar pentru că ulciorul nu merge de multe ori la apă, apare și un moment nefast, în care nu se mai poate face nimic și atunci ai două variante. Ori se ajunge la un compromis, ori se plătește scump, pierzând darul poate cel mai de preț, libertatea. Laura și Mihai sunt genul de persoane care prosperă prin muncă cinstită și implicare. Sunt căsătoriți de câțiva ani buni, înstăriți, se bucură de o viață îndestulată pentru că Mihai a știut să conducă în profit afacerea de familie primită de Laura de la părinți, un service auto. Cei doi tocmai își planifică vacanța, încă îndrăgostiți ca în prima zi și fericiți. Ce spui? Ești frumoasă, iubita mea, ca de obicei. Nu pot să zic că nu, dar parcă-i prea de nuntă rochița asta. Să fie de nuntă, mergem în vacanță. Mi se pare că... Păi asta zic, eu am crezut că ți-e ceva de vacanță, nu ceva de... Pita, ceva iubita. Oficial. Au asta și e ca și cum am fi la un dinem oficial sau ceva de genul, nu știu. Când vezi una îmbrăcată frumos, îți place, nu? Eu să nu fiu. Soția mea adoră shoppingul și sunt nevoit să merg de fiecare dată cu ea la cumpărături. Să-mi dau cu părerea despre Rocky. Urmează să plecăm în vacanță peste două săptămâni și vreau să-mi aleg câteva ținute. Oricum ești o superbă, în orice. Așa că n-am ce să zic, stă foarte bine. Dar ține, mi se pare prea elegantă. Este într-adevăr elegantă, nu contest asta, doar că merg pe premisa că în două săptămâni cât stăm în vacanță o să ieșim în tot felul de locații și atunci vreau să fiu elegantă. Nu mă gândesc că merge la o nuntă acolo, dar nu cred că este doar de nuntă. Eu mă gândesc doar la mare, la soare, la plajă, la... Na, de asta nu prea îi vedeam rostul acum la rochița. Deci eu o să port și când ne întoarcem, da? Sigur că da, nicio problemă, da. Ador magazinul acesta. Toate hainele pe care le găsesc aici sunt perfecte pentru mine. Tu nu-ți cumperi nimic? Te-ai uitat? M-am uitat. Stai așa puțin, că mă sună. Că după cine știe când mai ieșim. Mamă, e soră. Ce mai vrea? Am o soră mai mică, dar e foarte iresponsabilă. Și mai are și un copil. Alo, ce faci? Auzi? Da. De ce mai sună? Am nevoie de ajutorul tău. Zic, cu ce? Deci, eu acum
Eu acum sunt într-un magazin pentru că este foarte, foarte frig afară. Da. Și sunt cu toate bagajele. Sunt și cu asta mică aici lângă mine. Și trebuie să venim la București. De ce? Pentru că am despărțit de Dorin și m-a dat afară din casă. Și mi-a dat foarte repede tot ce am putut. Sunt aici. Cum te-ai despărțit, mă? Iar de ce? Că nu înțeleg. Ce s-a întâmplat? Îți explic când ajung... ajungem acolo. Ideea este că ajungem în București la ora 5. Nu știu, mai trebuie să stăm pe aici, am trenul în vreo oră jumate. Și te rog eu mult de tot să mă ajut, pentru că nu știu la cine să apelez. Nu pot să cred. Din nou cumnată mea ne cere non-stop ajutorul. Sora mea s-a despărțit de tatăl nepoatei mele când era mică. Și acum era cu cineva de 2 ani. Doamne, doamne, tu ești bine? Paula e bine? Duceți-vă undeva la căldură dacă e și vedem cum facem. Zim despre ce s-a întâmplat. Eu vreau să știu mai multe, dar la ce oră ajungi la gară? Deci ajungem la ora 5 la gară, la gara de nord. No. Suntem bine, doar că trebuie să așteptăm acum să vină trenul, o să mergem undeva să nu ne fie frig. Dar nu știu ce să fac altceva, deci nu am altă posibilitate, nu știu unde să merg. Da, m-am înțeles, ok. O cunosc de 8 ani. De atunci mi-a făcut cunoștință cu 6-7 parteneri. Mi-e milă de fetița aia. Părinții mei au murit și le-am promis că o să am grijă de Ioana. Dar ea îmi face numai probleme. Ok, bine, mulțumesc mult. Dar tu ai grijă de aia mică, duceți-vă undeva la căldură. Dacă n-aveți bani, spune-mi că-ți trimit eu, da? Să vă luați ceva. Hai. Da. Pa, pa. Bine, pa. Mersi, pa. Dar ce s-a întâmplat? Ia, primește-mă. Ce să se întâmple? Că n-ai auzit? Soțul meu și sora lui nu au absolut nimic în comun. El a multiplicat banii în firmă, pe când ea nu a pus bani deoparte nici pentru pâine. Eu eram foarte sărac, dar cu ajutorul servisului soției mele de la părinții ei, am reușit să ne punem pe picioare. A dat-o ăla afară. Și cu aia mică. Și ăsta a dat-o afară? Da, așa se pare. Ei, nu, serios acum, și ce vrei? Să stea cu noi în casă? Păi și ce vrei, mă, să fac? Ce femeie responsabilă, mai ieșit un răpă deasupra. Ar trebui să facă tot ce poate pentru fetița ei. Nu pot să le las pe stradă. E și frig. Și na, nepoata mea n-are nicio vină că sora mea face belele. Tu știi că sora mea doar pe mine mă are. Au murit ai mei, s-au dus, e singură. La cine să apeleze și ea? Că are și ea nebuniile el, că nu se potrivește cu niciun bărbat. Acum nu e vina mea. Dar eu trebuie să fac datoria de frate și trebuie să o ajut. Și dacă tu nu erai, unde se ducea? Ce făcea? Ia. Eu știu. Ce vezi, stătea în gară? Eu știu. Nu te mai enerva, o să o luăm, stăm 2-3 zile, 4-5, o săptămână, îi găsim undeva, vedem și aia ei o să plece, dar... Nu fă și tu acum crize. Ne așteaptă o perioadă complicată dacă va trebui să împărțim același acoperiș. Hai, calmează-te. Mergem la casă, plătim rochia asta, mergem în casă, mâncăm și după aia vedem, mergem la gară. Te rog eu frumos. Da? Bine. Hai. Laura are gura mare, dar ea are sufletul bun. Altfel nu s-ar fi măritat cu mine, care nu aveam nimic. Mihai are de rezolvat o problemă. Soția lui iubită nu e deloc încântată de venirea surorii risipitoare, care pare să atragă ghinionul la tot pasul. Pe bună dreptate, Laura se întreabă cum se vor descurca locuind toți împreună. Deocamdată trebuie să le întâmpine cum se cuvine, apoi rămâne de văzut. Se vor pune de acord? Este Laura dispusă să renunțe pentru un timp la confortul său? Va reveni la sentimente mai bune față de cumnata sa? Nu prea o are la inimă. Oare de ce? Auzi, eu zic să mergem pe peron să le ajutăm cu fi cu bagajele. Unde să merg, mă? Tu mă vezi cum sunt îmbrăcată? Tu vezi că eu am tocuri în picioare? Da, unde mă scoți afară? Dar le ajut eu, nu le ajut nu, tu. Nu, mă merg, că nu mai merg, vă stați să mă plimb toată gara. Aici stăm. Lasă-le să vină. Hai, mă, sunt vai de capul lor acum, venite de pe drum, vai, mă. O veni cu bagaje, mă duc și eu să le ajut. Și ce mă, care-i bagajul? Că da, mă duc câte eu. Câte bagaje poate să vină? Stai aici, că mă duc eu.
Hai că Mihai e chiar tare. Eu am făcut un efort să vin până aici. Și el vrea să plece? Laura n-are cum să mă înțeleagă 100%. E singură la părinți. Unde te duci? Dacă vine părinții, nu vezi unde parca mașina? Eu ce fac? Sună-o frumos și să se descurci. Pe unde? Să te-mi explici. Mă omor tu pe mine cu zile. Aia. Deja am făcut un efort că am venit până aici. Să stau să o aștept pe ea, nu? Mi-a stricat toată ziua, tot programul. Dar așa cum am zis, mă plic după ea pe-n gară. Ia, ia, uite la el. Hai, o suni? O sun, nu vezi că o sun, dar... Poate n-a ajuns, că poate are plenul ăla întârziere, poate... Aia. Am mâncat pe fugă, am stat pe fugă la cumpărături. Aveam o zi minunată. Alo? Numai. Alo, alo, alo. Ce faci, ai ajuns? Da, am ajuns de mâncară. Păi, știi unde sunt coloanele? Noi suntem aici la coloane, decât traversați și suntem aici, da? Păi nu, suntem cu mai multe bagaje, nu pot să vii să ne ajungi și pe noi? Știu, 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 dar ei suntem chiar aproape, suntem vis-a-vis. Vino și tu, că nu pot, că uite, sunt cu mașina aici pe avarii și poate, cine știe, mă vede poliția, îmi dă amendă. Mihai ar fi trebuit să o lase să se descurce de data asta, că noi ajutăm mereu. Nu o să se trezească la realitate niciodată. Sora mea a făcut multe greșeli în viață. Ea le numește ghinioane, dar eu nu sunt de aceeași părere. Ha. Bine, hai că venim acum. Pa, pa, pa. Pa, pa. Ai văzut cum s-a rezolvat? Na, ți-am zis că erau cu bagaje acolo, cu alea după ele. Ele e greu. Să care bagajele. Mai au mult? Că mi-e frig. Ioana își merită soarta. N-a făcut nimic în viața ei. A așteptat ajutoare de la alții. Pare rău că nu pot să le ajut cu bagajele, dar decât să mă cer cu nevastă mea, mai bine las. Uite-le, mă, uite-le, mă, uite-le, săracele, cum se chinuie cu toate bagajele alea. Cum se chinuie? Tu vezi câte bagaje au astea? Păi astea, bă, cu stau astea la noi, mă. Băi, mai omorâi, mă. Păi astea și-au luat bagajele astea, se mută la noi, astea, nu mai pleacă. Și-a luat oamul ce avea acolo, ce vrei să pleci? Una, două, hai de patru. Capul meu, băi, termină-te, mă, că... capul. Mamă, ești mai rău decât o țață din aia, termină-te. Vai de capul meu, astea rămân pe capul meu, astea nu mai pleacă de aici. Termină-te, termină-te, că mă enervez eu. Lasă-mă în pace, lasă-mă, le ajutăm, ne-am oferit să le ajutăm, le ajutăm. O ajut pe soarta ta de zile. Lasă-mă, ești cu copil. Să-ți vezi copilul ăla mic, nu ți-e milă de el. Lasă, ce vrei, e vina... Lasă-mă copilul. Cu dacă e vina la copilul ăla, că mă, ăsta e un pic dilie. Lasă-mă în pace, lasă, că uite, sunt vai de capul lor. Mi-e milă de săraca Paula, e un copil chinuit. A avut 4 bărbați drept tată, numai din ce știu eu. O iubesc pe nepoțica mea. Nu ne vedeam foarte des, pentru că ele până azi locuiau în Călăraș. De când am cunoscut-o, am o ajutăm cu banii în fiecare lună. Domn, dă treabă! Hai, taci de-n gură, că uite că vin. E greu să nu ai o casă, sunt foarte supărată. Îmi pare rău. Hai. Hai, lasă părutul rău, vorbim când o fi altă dată. M-a despărțit de concubinul meu pentru că și-a găsit pe altcineva și m-a dat afară din casa lui, pentru că eu nu am nicio proprietate. Mama mi-a spus că va trebui să ne mutăm la București și să schimb școala. Va fi tare greu. Da, vezi că am multe bagaje. Da, știu, deci chiar îmi pare rău. Nu am știut ce să fac, dar promit că nu stau mult, promitem că nu deranjăm. Hai, lasă scuzele, hai, hai, că nu m-am ghisat de frig, nu mai pot. Hai, hai! Cumnata mea nu se bucură de prezența noastră aici, dar promit că nu o să-i deranjez mult timp. Să mă lase cu zmiorcăielile. Ar trebui să muncească, nu să stea la mâna bărbaților. Paula, tu ești bine? Ți-e frig? Da, sunt bine. Da? Hai că ajungem acasă acum. Important este să fiu cu mami. O iubesc mult. Părinții noștri erau foarte săraci și nu ne-au lăsat nimic. Dacă aveam o casa noastră, nu ajungeam în situația asta. Ce-ai făcut, mă, sori meu, mă? Hai, 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 hai! Hai că îți explic acasă. Hai, eu urc în mașină. Nimeni nu mă înțelege. Toată lumea mă judecă. Nu este absolut deloc ușor să fii în pielea mea. Avea o relație cu un tip Dorin. Era tâmplar. Cine știe de ce s-o fi despărțit? Chiar sunt curios. Perioada care urmează va fi una dificilă pentru cei patru. Mihai este la mijloc, zbătându-se între dorința de a-și proteja sora și aceea de a-și mulțumi soția.
Laura suportă cu greu situația și este ostilă. Micuța Paula suferă de pe urma instabilității locative și emoționale, iar Ioana este încă vulnerabilă după despărțirea de concubinul Dorin. Ce s-o fi întâmplat între ei? A dormit Paula? Da, a dormit. În sus, lasă că... Doamne, ce zi grea a fost astăzi. Știu. Și că nu doar pentru tine, și pentru noi. Mulțumesc mult de tot, oricum, pentru ziua de astăzi și pentru că mă ajutați, ne ajutați, de fapt. Și ca să vă explic exact ce s-a întâmplat, nici nu pot să cred că am ajuns în situația asta. Dorin m-a anunțat că, de fapt, și-a găsit pe altcineva și acum vrea să se mute cu acea femeie. De fapt, ea se mută la el, pentru că, bineînțeles, după cum știți, eu nu am nicio casă, nu am nicio chirie, nu am nimic și m-a dat imediat afară. Ți-am zis că te arunci prea repede, tot timpul te-ai aruncat prea repede așa. Am avut câteva relații, până la urmă sunt tânără, am 34 de ani, nu mă pot călugări. Trebuie să stai, știu, să cunoști un băiat. V-a cunoscut fata aia săraca la bărbați cu cât ți-ai stat. Da, înțeleg, dar... așa? Nu. Îți trimitem bani, ai bani, adică poți să-ți iei o chirie, nu așa. Ce educație dai tu copilei? Da, dar cu banii ăia nu-mi permit și o chirie și să ne luăm și ceva de mâncare pentru o lună întreagă. Păi da, ce ar fi ca să și muncești, nu doar să aștepți să ți se dea. Să speli, să calci, să faci de mâncare, să crești un copil, e tot un job, nu? O ajut mereu pe sora mea. Îi trimit 1500-2000 de lei lunar. Mai mult nu pot. Nu poți să stai să aștepți să-ți dea tot timpul altcineva. Noi doar încercăm să te ajutăm și dăm un surplus pe care, în mod normal, noi nu suntem obligați să ți-l dăm. Am înțeles acest lucru, doar că trebuie să-mi educ și eu cumva fata. Iar eu consider că așa o educ cel mai bine. Cum? Dar am un plan pentru viitor. Și anume, o să-i caut o școală aici, în București. Până la urmă o să mă mut aici, în București. Îi caut o școală, o să-mi caut și eu un job și o să-mi caut o casă undeva, vedem, poate mă ajutați pe mine cumva. Mă, asta nu e problemă, că noi te-am ajutat tot timpul, adică nu e vorba că nu te-am ajutat. Faza e ca tu să devii mai responsabilă, să te gândești și tu, să-ți dai seama, băi, cu cine stau, de ce stau, de ce să stau dacă nu e de stat, știi? Frate, mi-a redita mai casa și mie îmi dă numai frimituri. Toată situația asta o afectează cel mai mult pe nepoțica mea. Nu e vina mea că l-am dat afară, da? Nu este vina mea că toate relațiile astea în care am intrat, toți mă lasă. Cum să găsească un bărbat serios dacă ea nu a lucrat o zi în viața ei? În ziua de astăzi și femeile trebuie să contribuie la bugetul familiei. Să judeci este foarte ușor. De ce nu se pun și ei în locul meu? Cel mai bine e să te relaxezi, să dormi și mai vorbim. Oricum o să avem timp să mai vorbim, da? Du-te și odihnește. Seara bună, pa. Mersi, pa. Îmi doresc să aibă o ședere foarte scurtă la noi în casă. Este o leneșă și jumătate. Sora mea este dependentă de prezența unui bărbat în viața ei. Dar ar trebui să iau o pauză. Vai de capul, soră ta, ce educație de asta copilei? Asta e puturoasă, nici nu vrea să muncească. Tu te uiți la ea. A venit să spună că ei nu-i ajung 20 de milioane pe care îi trimitem noi. Păi ea stă doar în banii pe care îi trimitem noi, mă? Nu trebuie, mă, să muncească? Păi dacă nu-i dădeam noi 20 de milioane, ce făceam, mă? Mâncau câini, un timp câini pe asta pe stradă. Impresia că mie îmi convine toată situația asta. Nu-mi convine, dar ce vrei? E sânge din sângele meu și... Uite încoa la mine casa, o să ne facă probleme toată viața. Mai, liniștește-te, o să stea câteva zile până vedem ce-i găsim acolo. Să ții tu minte vorba asta de la mine, că o să ne facă probleme, să ții minte ce spun. Și o să vezi că am dreptate. Gândește-și tu la lucruri mai pozitive. Îi găsim ceva în câteva zile, o săptămână, două, și aia o rezolvăm. Eu nu văd pe asta să muncească, mă. Și dacă te duci și o duci la muncă, o să vină și o să spună că nu i-a plăcut sau că a dat afară sau că te mirce. Deci până la urmă, ce vrei? O să o fac, dar așa natură nu o să-i mai dau nimic. Și ce o să facă? Păi așa să faci, să te ții de cuvânt. Păi o să mă țin. Dar ce ai fugit? Dar ce ai fugit de lângă mine? Aici? Am aflat care este motivul principal pentru care Laura nu o simpatizează pe Ioana. Aceasta nu muncește și așteaptă veșnic ajutor financiar de la Mihai. Începe să domnească o atmosferă tensionată.
Ioana și Paula încearcă să se acomodeze și se simt probabil stingere. Dar cum e Ioana ca mamă? Așa iresponsabilă cum o portretizează cumnata sa, care e subiectivă și nu o suportă? Sau e o mamă iubitoare, poate e incapabilă să își pună viața în ordine, dar 100% dedicată copilei sale? Ia uite ce haină are! Uite! Da! Vezi, asta ia, pune mâna! Uite, mamă! Vezi? Toată haina asta de blană face cât ambele bagajele noastre. Mm? Ce zici? Crezi că mi-ar sta bine? Da! Da? Mm. Așa zic și eu. Îmi place de mătușa, se îmbracă foarte frumos. Sunt doldora de haine dulapurile astea. Cumnata mea este foarte norocoasă. Oricum, mama, să spune mersi că ne-au primit aici și că n-a trebuit să dormim pe străzi în frig. Da, așa e. Regula numărul 1. Nu îmi umblați în lucruri. Vă rog frumos. Nu în șifonierul ăsta. În șifonierul celălalt din camera următoare. Nu-mi place că mătușa s-a supărat. De aceea nu vreau să o deranjez ca să nu ne dea afară din casă. Noroc cu fratele meu că e deștept și a extins toată afacerea, că altfel nu avea toate blănurile astea. Și ce facem în fiecare zi? Ne dăm jos din pat aici, mergem în partea cealaltă? Da, exact. Asta faceți. E simplu. Iar acum te rog frumos dacă poți să-mi faci și mie o cafeluță. Poftim. Ce ai auzit? Se pare greu? N-am apucat să beau de dimineață. Așa, și de ce vrei să-ți fac eu? Stai în casa mea. O cafea poți să faci. Cu lapte, te rog. Vrei și zahăr? Nu. Chiar este fără bun simț. Are impresia că sunt menajera ei sau cum? De câte ori mi-a cumpărat Mihai haine noi, pe cele vechi le-am trimis întotdeauna Ioanei. Unde sunt, nu știu, că e îmbrăcată ca ultima țărancă. Bine. Hai grijă. Ce permiți-o? Bine. Hai în pat. Tac și fac. O să vină și vremea mea să rând. M-am gândit să te înscriu la școală. Aici, lângă noi. Am o școală privată foarte aproape. Și mă gândesc că poate ți-ar plăcea. Da, mie îmi place. Îmi place și că o să vorbesc cu alți copii și o să și învăț. Mi-ar plăcea ideea, da. Da. Uite, o să suni tu și la școală și o să vorbească ca să poți începe cât mai curând. Mi-e dragă, Paula, e un copil minunat și cu foarte mult bun simț. Ia spune-mi, de ce ai nevoie pentru școală? De hăinuțe, de laptop, tabletă? Păi, nu am nevoie de nimic. Mi-am luat de acasă hainele. Și laptopul și tableta, că i-am trimis un mami bănuții acum, nu știu, câteva luni ca să-ți cumpere. Păi da, le-am avut, le-am folosit, dar la un moment dat mami mi-a spus că s-a stricat și le-a dus la reparat și am zis că nu mai pot să le repare. Eu personal i-am trimis bani pentru laptopul Paulei. De ce nu mi-a spus că s-a stricat? Am nevoie și de laptop și de tabletă ca să-mi fac temele. Dar dacă mama nu are bani, eu o înțeleg. Ciudat. Dar asta că îți comand altele. Îți iau un alt laptop, o altă tabletă, ca să te poți folosi de ele la școală. Ok, mulțumesc, dar nu trebuia. Orice pentru prințesica mea. Orice. Noi ne dorim copii, însă până acum nu am rămas însărcinată. Cred că trebuie să facem niște analize. Uite că am văzut că te-ai supărat că am făcut deranj și că ne-am pus lucrurile noastre în dulap aici. Haide să fac curat. Nu și faci nimic. Să fac patul. Nu faci nimic și tu și nu ești supărată pe tine, da? Tu și nu ești supărată pe tine. Tu și ești doar supărată pe mami, dar asta nu este o problemă, da? Și tu nu faci nimic pentru că tu ești copil. Acum o să stăm doar noi și o să ne dăm la televizor. Haide, dă-mi telecomandă. Păi da, chestia este că mami e obosită. Pot să fac eu patul? Nu e obosită mami. Mami e în putere, mami este tânără. O ajut mereu pe mami să facă curat, mâncare. Pentru mine e ceva normal. Mă minunesc ce copil bun i-a dat Dumnezeu Ioanei. Auzi, e obosită. E obosită de stat. Dă telecomandă de acolo și bine, de tu și cum spui tu. Când stăteam la Dorin, eu făceam cel mai des curățenie. Paula este o fetiță timorată și obișnuită să sară imediat în ajutorul mamei, iar Laura nu găsește că e normal și se întreabă ce anume o obosește pe Ioana, care se cam sustrage de la sarcini. Este Laura invidioasă pentru că ea încă nu are copii, deși își dorește?
A trecut o săptămână de stat împreună. Mihai și Laura se duc la cumpărături pentru toți patru. Hai să vedem în ce stare de spirit se află. Băi, hai să intrăm aici, că aici sigur au de toate. Hai! Am venit să facem cumpărăturile. Eu și soția mea mergem mereu împreună. De aproape o săptămână stăm sub același acoperiș cu sora lui Mihai. Nu este ușor absolut deloc. Hai să scot și lista. Ia scot. Uite. Ia să vedem. Deci trebuie să ne uităm după niște produse din astea. Lapte fără lactoze, pâine fără gluten, produse fără alergene, fructe pentru smoothie, ovăz, nuș, caju, migdale, pâine de... Dar ce-i cu lista asta? Nepoțica mea are niște probleme de când era mică. Asta este, n-avem ce să facem. Trebuie să luăm ce e pe listă. Hrișcă, nuci, ciocolată fără zahăr, zmeu, rafine. Jesus! Păi da, mă, nu știi că e alergică, are intoleranță la lactoză, are... Păi da, mă, da, nu face nimic, e doar stă acasă și atât. Și de lista asta de cumpărături? Știu despre problemele Paulei, normal că știu. Dar cu atât mai mult, cum noate mi-ar trebui să fie disperată să-ți găsească un job, să facă ceva, nu? Știu ce o deranjează pe soția mea, că sora mea este cu capul în nori, dar n-am ce să-i fac. Produsele astea sunt pentru nepoată mea, știi foarte bine că are intoleranță la lactoză, nu poate să mănânce gluten, la fel nici zahăr mult. Sunt pentru nepoată mea, ce vrei să fac acum? Aia e, le cumpăr, le iau, dacă asta mănâncă... Mi-a promis că își caută job, că ne ajută în casă, la menaj, dar nu face nimic. Auzi, nu te supăra pe mine, sorota e la noi de aproape o săptămână și eu n-am văzut să facă ceva în casa asta. Bă, nimic nu face. Lasă-mă că poate o să se angajeze și o să rezolve toate treburile. Da? Eu n-am văzut să-și caute loc de muncă. Dar mi-a venit o idee. Hai să o angajăm, o băgăm la noi la firmă. Măcar așa știm că o să facă ceva, că în baza ei văd că îi place să stea degeaba. A? Da, nu-i idee rea. Da. Așa mă gândeam și eu. Păi, vorbești tu cu ea dacă e? Eu să vorbesc cu ea. Da, vrei să vorbesc? Vorbesc eu atunci. Ești frate, după aia vine și spune mie că vreau eu, că vezi, doamne, că vreau ca să o angajez mai repede ca să dau afară din casă. Vorbesc eu cu ea, uite, lasă că zic o chestie și o să-i luăm și un o garsonieră cu chirie până să pune pe picioare. Păi da, să se angajeze ca să-i luăm apartament cu chirie, nu să iau apartament cu chirie să stea. Păi dacă o angajăm la noi, la service, atunci îi luăm și ceva cu chirii ca să nu mai stea, că văd că te deranjează. Da, păi dar hai să terminăm cu chestiile astea, ascultă-mă puțin. Hai, mergem frumos, după ce venim din vacanță, rezolvăm, vorbim toate lucrurile astea. Acum, tot timpul ești așa stresă, nu vreau să te văd așa. Sper ca vacanța în Thailanda să o liniștească pe soția mea. Plecăm într-o săptămână. Nu știu cât o să mă relaxez în vacanța asta, știind că o las pe Ioana în casă. Nu am bază deloc în ea. Un lucru să-ți fie clar, da? Chiria să-și o plătească. Nu îi luăm noi chirie. Păi pentru ce o angajăm? Ca să-i plătesc eu chiria? Deci să nu te aud. Da, mă, bine, hai să luăm ce avem de luat. Hai că mi-e foame și mă ia cu nervi. Hai. Pe Laura nu o deranjează să își întrețină nepoata, din contră, dar o intrigă că Ioana nu se zbate să se angajeze, ca să contribuie la cheltuieli și nu face mai nimic nici în casă. Între timp, Ioana își vede relaxată de viață. Se simte ca la ea acasă și nu pare a mai avea vreun stres că deranjează. Iar tot ce face ea pare să o irite pe Laura din ce în ce mai mult. Ce e putoare asta aici? Nu știi să dai drumul la hotă, măi, fată, mă! Am făcut și eu niște ouă! Asta aici? Ce ouă? La ușa deschisă, mi-ai împuțit toată casa! Așa ceva? Mamă, ce miroase aici! Dă drumul la hotă aia, că nu mai pot! Am făcut și eu niște ouă, am încercat să pregătesc și eu micul dejun. Mai fată, tu nici acum nu ai înțeles că la noi în casă nu se prăjește? Hai mă, lași, păi dacă nu mănânci ouă prăjite, de care mănânci? Mi se face rău pur și simplu, nu suport mirosul de prăjeală. Poftim, ești mulțumit acum? Tu la morel al tău, okay, așa acum? Stai, uite ce ai făcut de ulei acolo! Ce ai făcut? Ai dat drumul la hotă pentru o secundă și să deschizi geamul, să aerisești? Să iasă putoarea astea de aici? Am vrut să fac și o micul dejun, da? Uite, am pregătit ouă, avem aici șuncă, avem aici niște cașcaval, uite, legume. Te-am spus eu să faci micul dejun? Și eu și Paula ce mâncăm? Puteți să nu faceți prăjeală și dacă faci,
Dă drumul la hotă și închide ușa. Deschide geamul. Ai bucătărie, ai ușă, e spațiu închis. O sclifosită. Nu știu cum stă fratele meu cu ea. Femeia asta mi-a transformat casa într-o cocină. Lasă păr în ghiuvetă, în toaletă, în duș. Bucătăria e dezastru. Poți să fierbi ouă, nu trebuie neapărat să-l prăjești. Nu-mi plac ouăle fierte. Dar ce, cum îți plac ouăle prăjite? Da. Așa să mănâncă la tine la coada vacii, prăjite? Așa să tăi la dorel? Cu toate astea deschise, cu toată puticiunea asta? Bă, dar știi ce? Nu te mai suport. Deci nu te mai suport, mereu ai ceva împotriva mea. Tu nu mă suporți pe mine? Eu nu te mai suport pe tine. Nu te mai suport, asta este o casă nouă. Mi-ai îmbâxit toată casa cu două ouă. Mamă, dar sensibilă mai ești cu mirosurile, cu toate regulile. E casa mea, în fiecare om în casa lui are regulile lui, e simplu. Exagerează cu tot ceea ce spune. De parcă casa asta e făcută din aur. Eu nu pot să plec în vacanță să o las pe femeia asta în casă. Găsesc hoit aici. Am găsit coșul plin de haine, ți-am băgat eu la spălat, o pui pe aia mică să facă curățenie după tine? Dar se poate așa ceva? Ai stricat copilului copilăria? Fă mă femeie că ești femeie în toată firea, pune mâna și fă tu cu mâna ta, nu munci copilul ăla! Și fă ordine după tine! Nu mă pot lăsa umilită chiar așa, am și o demnitatea mea. Ăsta este adevărul, degeaba se supără. Nu vine să cred. Deci te rog eu, liniștește-te. Oricum noi plecăm peste câteva zile în vacanță. Auzi, știi ce? Să nu spui tu mie cum să-mi crezi copilul, ok? Eu sunt fericită cu ce am ți-am mai spus. Ok, atunci te rog frumos să încep să mai faci de curățenie pe aici. Și oricum nu ajungeai aici, da, dacă nu era el. Mie îmi place să fac toate aceste lucruri și fac orice să te fac fericită. Nu, gata, plec, da? Mergem sus și ne facem bagajele. Domnul Andronache, eu nu cred că se poate așa ceva. Ne-ați chemat aici ca să ne spuneți că ce? Ce să fac dacă e zgârcit? Na, nevasta e mereu cu gura pe el. Auzi, știi ce? Să nu spui tu mie cum să-mi crezi copilul, ok? Fiecare om își crește copilul așa cum crede el de cuvință. Când o să ai și tu unul, poți să-l crești așa cum vrei tu. Bine că ai tu și dai o educație de nu se poate. Ce să vadă, ce să învețe de la tine? Învață tot ceea ce poate, da? Tot care ceea ce tot poate ceea ce dau. Poate? Auzi? Dar de ce mereu țipi la mine? Asta nu este doar casa ta, da? Este și casa lui fratii meu. De ce? De unde are frac tu casă? De unde are frac tu casă? Că a plecat la coada vacii după tine. Da, da, a avut creier ca să-ți crească ție afacerea. A, să crească mie afacerea? Păi fractul are pentru că am eu. De-aia că dacă n-avea de unde să pornească, fractul n-avea nimic. Așa că cioc cu mic și joc de greșe în casa mea. Și tu nu ajungeai aici, da, dacă nu era el. Da, și cu și ridicat tot la mine în casa mea, că de fapt de nu știi după unde mergi. Fratele meu nu are niciun cuvânt de spus în fața ei. Ea cântă, iar el dansează. Mă bucur că soțul meu nu are nimic în comun cu sora lui. Am ajuns eu să-ți bag chiloții, șosetele la spălat, ai lăsat morman în fața mașinii? Măi, femeie! Cum să faci așa ceva? Pune mâna și fă... Mătușă, te rog, nu mai țipa. Mama, mă zic că vă certați. Nu mai țipa. Mama, mătușa nu e supărată pe tine. Nu are mătușa treabă cu tine. Și tu nu trebuie să faci nimic în casa asta. Eu vorbesc cu mama ta, care ea trebuie să facă, că Edita mai femeia. Asta îmi terorizează copilul. Nu are pic de inimă. Mi-e milă de Paula și de faptul că a auzit discuția noastră. Chiar îmi pare rău. Pot să ajut și eu pe mama să fac curat, să mai strâng de aici, să... Nu, măi, păpușa, tu nu trebuie să faci nimic. Nu ai voie să pui mâna pe nimic în casa asta. Măta trebuie să facă, nu tu. Te rog frumos, ți-am zis că mi-educ eu copilul așa cum știu, da? Fă ce educație ai primit tu de la mama ta. N-ai primit o educație și o pui copilul ăsta ca să muncească locul tău. Și trebuie să înveți cea câte ceva, da? Mă, ce se întâmplă aici? Ce e zarva asta? De ce vă certați? De bine că ai venit. Nu mai suport, venit. Da? Nu mai suport pe ce s-a întâmplat? Soția asta ta. Auzi la mine casă, vine să spune că nu mă mai suport, dacă ți-o iau să ciup, dacă nu... Ce s-a întâmplat? Ce aveți? Chineză. Calmați-vă puțin, ho! Tu vezi cum miroase în casa asta? Vezi cum miroase? Da, mă, da! Pune-i tu lui soră ta, care sunt regulile de bază în casa asta, că pe mine nu mă înțelege. Și uite la mine în mijloc ochii aia. Bă, de ce vă certați halul ăsta atât de tare? De la duș v-am auzit. De 5 minute aud gălăgie. Am crezut că vor înceta, dar... A trebuit să ies neapărat de la duș.
Eu, în momentul acesta, plec de aici, împreună cu Paula, da? Deci ce nu mai suport. Mă duc la, pleci, mă? Nu știu, mă duc undeva bă, unde gata, e pentru femei singure, pentru femei abandonate. Tu, du-te, calmează-te, du-te, bea și tu o cafea cu prietena ta și tu vino încoace. Neglijența Ioanei a adus-o pe Laura la exasperare, iar nazurile Laurei o scot din sărite pe Ioana. Cele două sunt în război. Noroc cu Mihai, care a planat scandalul ce a escaladat în prezența Paulei. Să plece dacă asta își dorește, dar pe Paula să o lase aici. Vrea să mă vadă în stradă cu orice preț. Bă, ce s-a întâmplat, mă? De ce vă certați în halul ăsta, mă? Dar nu mai suport, mă, da? Mereu țipă la mine, niciodată nu este mulțumită. Eu nu mai suport, eu vreau să mă duc undeva, nu știu unde. Bă, unde să te duci? La un centru, nu știu, de femei, mame singure. Termină-te, mă! Nu, ce ai? Eu ea nu înțelege să situația mea, da? Sunt de atâția ani, într-un fel, pot să spui că sunt singură de atâția ani, chiar dacă am fost cu atâția bărbați, da? Dar am avut numai decepții în dragoste. Tu calmează-te. Eu încerc aici să vă fii atent. O să mergem să discutăm. Uite, o duc pe Paula undeva, într-un loc frumos. Mergem împreună toți. Păi am trimis-o să se ducă cu vreo prietenă de aici și hai să discutăm, dar în liniște, calmați-vă și voi și hai să mergem, vă rog eu frumos. Nu, gata, plec, da? Mergem sus și ne facem bagajele. Păi, stați-mă, ascultați-mă puțin, da? Mergem acum, că oricum vreau să o duc pe Paula undeva frumos, da? Mergem, discutăm și vedem ce facem. Dar calmați-vă și vă rog eu frumos, stați un pic, nu vă mai certați de orice. Știam că nevastă mea și Ioana n-o să se înțeleagă, dar nu credeam că o să facă scandalul ăsta în fața Paulei. O să fie bine, ascultă-mă. E la început acum, sunt câteva zile. Nu-i convine nici ei că vara aici în casă s-a obișnuit singură. Așa ne-am obișnuit noi, avem regulile noastre. Trebuie să înțelegi și tu că e... Eu înțeleg că fiecare e casă și ei. Dar totuși trebuie să înțeleagă și ea, da? Ascultă-mă, nu avem unde să stăm. Duceți-vă, schimbați-vă. Și hai să mergem undeva frumos, da? N-o pot lăsa pe drumuri. N-am ce să fac, familia nu ți-o poți alege. Zis și făcut. Frații și cea mică par să se fi relaxat un pic. Iar Mihai are altceva în plan. Încerc să-i fac o bucurie Paulei. Dar totodată vreau să vorbesc și cu sora mea. În liniște, sper de data asta. Du-te și joacă-te unde vrei tu acum. Hai, fugi! Ai grijă! Hai să stă puțin să discutăm. Sincer, vreau să-mi cer scuze eu pentru Laura, că a vorbit așa cu tine. Na, nu știu, nu e obișnuită, mă, să stea cu cineva în casă, nu e... Na, n-am ce să... Ea are suflet bun, dar are gura mare, n-am ce să-i fac. Am înțeles, dar totuși sunt sora ta, adică nu ar trebui să o trateze cu halul acesta. Știu, adică știu. Adică nu sunt o străină de pe tocmai, stradă. Tocmai de-aia îmi și cer scuze eu față de tine, pentru că știu că n-ar fi făcut, nu, n-a fost normal ce a făcut, nu trebuia să se ia de tine, știi? De-aia am și vrut să plecăm de acolo, că nu am vrut să detensionăm situația și toate astea. Mihai nu are încredere în el și îi dă Laurei prea multă libertate. De asta se comportă așa cu el. Trebuie să recunosc, dacă nu era Laura să aibă încredere în mine, nu eram ceea ce sunt astăzi. Ți-am zis, deci oricum mi se pare ok. Mă tratează ca și cum aș fi ultima străină de pe stradă, că nu știu să fac aia, că nu știu să fac cealaltă, mă pune să fac curat, mă pune să-i fac de mâncare. Ți se pare normal așa ceva? Mă, ți-am zis, ea nu e obișnuită să stea cu cineva și... E ceva nou și pentru ea, da? Na, o să rezolvăm și treaba asta. Uite, de exemplu, eu m-am gândit și cu ea, ne-am gândit amândoi, uite, să te angajăm la noi acolo la service. M-am gândit să-ți iei cu chirie o garsonieră, să te mulți frumos acolo cu Paula și așa mai departe. O să te ajut și eu cât pot și așa mai departe. Adică să fie bine, îți găsim noi ceva pe acolo, trebuie să aduci și tu bani cumva, să te pui și tu pe picioare, că dacă te duci tot timpul cu primul care ți iese în cale, uite ce se întâmplă. Ajungi iar în gară la minus 5 grade. Ăsta e ajutor? Adică tu trăiești într-o vilă și vrei să-mi închiriezi mie o garsonieră? În final, dacă sora mea va asculta, va fi bine. Și ea, dar și Paula. La service? Serios? Da, adică la avem și magazinul de piese acolo. Nu trebuie neapărat la service. Te punem acolo, la recepție, la nu știu ce. Faci și comenzile de piese, dar găsim noi ceva. Dar măcar ai un loc de muncă, nu? Și un loc de muncă sigur, că ești de la noi, de acolo.
Nu o să te plătim ca pe străin, îți dăm și ție mai mult, vedem noi ce facem, trebuie să te descurci cumva. Te ajut dacă ieși cu chiria aia pe o lună, două, și după aia vedem. Nu, până te pui pe picioare și tu și așa mai departe. Sper că ce am spus acum soră mie să o liniștească și să se aranjeze toate lucrurile. Sinceră să fiu, sunt foarte dezamăgită. Nu mă așteptam la asemenea vești. Dacă nu era ea și servisul ăla, da? Eu nici eu nu aveam nimic ca ce am acum, ai înțeles? Datorită ei am și eu ce am acum, că nici eu nu aveam nimic, doar știi foarte bine. Dar nici dacă nu erai tu, ea nu era ce este astăzi, da? Pentru că tu ai fost ăla cu cap, care a știut cum să facă banii mai mulți. Și asta e adevărat, dar ce vrei? Da, eu mă agăs de orice, plus că... Na, dacă nu aveam de unde să plec, uite, de exemplu, îți dăm și ție un punct de plecare, tot de acolo. Dacă fratele meu are un asemenea comportament față de mine, ce așteptări să am de la un străin? Deci, te rog eu, liniștește-te. Oricum, noi plecăm peste câteva zile în vacanță. Stați frumos, stai liniștit acolo frumos, da, cu fata. Nu vă deranjează nimeni. Venim și noi mai relaxați, liniștiți. O să încerc să vorbesc și eu cu ea, da? Și o să punem și noi toate la punct, da? Bine, hai să vedem ce face Paula. Mihai este foarte recunoscător soției sale. Până la urmă, ea a fost șansa reușitei lui în viață și va face tot ce îi stă în putere să nu o supere. În ochii Ioanei, Mihai este un om slab, supusul Laurei, iar ea, ca soră, sânge din sângele lui, se simte nedreptățită. Laura este foarte atașată de Paula, căreia vrea să-i facă toate poftele și să-i afle toate dorințele. Ia zi, Vita mea, ce faci? Cum a fost la școală? Bine! Ți-a plăcut? Da! Te-ai obișnuit? Da! Da? Da! Am vorbit cu doamna de la școală, doamna învățătoare, și mi-a spus că este foarte mulțumită de tine. De 4 zile am început să merg la o școală nouă. Îmi place mult! Iar colegii sunt super. Am luat-o eu astăzi pe Paula de la școală. Am mai multe surprize pentru ea. Cu colegii cum este? Te înțelegi? Adică, da, mă înțeleg, doar că mi-e dor de ceilalți. Ce dor, nu? Dar o să mă obișnuiesc eu. O să obișnuiești și o să fie bine. O să vezi, o să-ți placă aici. Are grijă, mătușa, să-ți facă toate poftele și să facă în așa fel încât să fie bine, da? Da, dar oricum, să știi că nu trebuie să... Îmi iei foarte multe sau că mă descurc, e ok. Eu așa m-am învățat, să nu am foarte multe și să mă descurc cu ce am. Da, dar lui mătușa îi place. Îmi place să învăț. La școala veche eram prima din clasă. Cumnata mea nu-și dă seama că are lângă ea cel mai de preț cadou. Un copil frumos, blând și foarte deștept. Știi ce îmi place mie cel mai mult la școala asta, nu? Ia uimește eu. Păi, în primul rând că avem fiecare dulapul nostru și asta mi se pare foarte tare, că ne putem lăsa cărțile acolo. Și în al doilea rând că avem bănci noi, nu ca celelalte de la școala cealaltă care au rupte, murdare. Păi da, mă, scumpă, asta este o școală privată, este o școală scumpă, este o școală bună. E normal. Ți-am cumpărat, ți-am dat comandă, de fapt, de tabletă și de calculator. Ce spui? Dar eu ți-am spus, nu trebuie să te mai deranjezi așa. Eu mă deranjez, dar pentru mine nu este un deranj, pentru că mie îmi face plăcere. Mătușa e tare drăguță cu mine, simt că mă iubește. Din oameni slabi se nasc copii puternici. Poate Paula o va scoate pe maica sa din acest impas. Mie îmi place să fac toate aceste lucruri și fac orice să te fac fericită. Mătușa, dacă tot ai zis asta, poți te rog să ne dai afară din casă? Că nu mi-a plăcut că ne-a dat afară Dorin din casă. Auzi, dar ia spune-mi tu mie, Dorin a dat în tine? Nu, doar am auzit cum se certau foarte tare. Se certa cu mami? Da, de foarte multe ori. Prin câte traume a trecut bietul copil, nici nu știu ce să-i spun acum. Vreau să stau la unchii mei tot timpul. M-am speriat când Dorin ne-a dat afară. Dacă mătușa este aici, totul o să fie bine, da? Da. Așa. Ia zi, mergem la shopping? Hai să cumpărăm niște hainețe. Nu știu, nu aș vrea. Eu sunt fericită cu ce am, ți-am mai spus, și mai ales că eu nu trebuie să am haine, nu trebuie lucruri materiale, trebuie doar să fiu eu fericit. Mătușa asta vrea să facă și asta o să facă. Hai la shopping! Ok. Nu
nu-mi doresc lucruri materiale. Îmi doresc doar să stau în liniște cu mami. În sfârșit a venit și ziua plecării în vacanță și entuziasmul legat de concediul exotic pare că i-a cuprins. Dar Laura o fi împăcată cu decizia de a le lăsa în casă pe cumnata și nepoata sa? Hai că am dus bagajele la... Gata, hai să la mergem, mașina, dar... mai am decât pe ăsta. Stai să chemăm fetele. Ioana! Ioana! Paula! Să pleci odată. Voi avea o săptămână fără stres. În sfârșit. Noi plecăm. Plecăm, da. Ok. Regulile casei le știți deja? Da, da. Nu, da, da. Șpanier. Nu, da, da, că las casa pe mâinile voastre și nu aș vrea să avem probleme sau discuții, da? Da, da, sigur, să nu ne atingem de lucrurile tale poleite cu praf de diamante. Ce monstru de om. Sincer să fiu, plec cu inima îndoită. Mai bine le trimiteam la hotel o săptămână. Și nu te uita așa mine și nu ofta, că nu ți-am cerut absolut nimic. Rămâneți în casă o săptămână, mamă, două, da, aveți spui, ideea. Da, spui mereu, nu știu, ca și cum ți-aș face, nu știu, toată mizeria de hai, pe hai, lume. Hai, ca hai, și cum mami aș face toate nevoile. Gata, de, gata, știu, gata, casă, gata, gata, gata. Cu mine. Când o să ai casa ta, atunci mai stai o de vorbă. O să am grijă de casa ta, stai liniștită. Gata, hai să mergem. Voi, tu joacă-te, nu fă nimic altceva decât să te joci. Hai. Și noi am plecat că pierdem avionul. Hai, okay, să mergem. Și niște bani? Ah, da, stai. Să știi că n-am scos decât vreo 1000 de lei. Cred că ți ajunge, nu? Atât am scos. 1000 de lei pentru o săptămână? Ai frigiderul stivă de mâncare, ce mai cumperi? 1000 de lei pentru cumpărături? Doamne ferește, îi pleacă în Thailanda și mie mi-a lăsat niște frimituri. Sunt drăguță pentru că este Paul aici. Altfel, i-aș fi dat mai multe indicații. Și ceva foarte important, să nu uiți, te rog frumos, ți-am zis, trebuie să învârți cheia în ușă de 3 ori ca să se activeze sistemul de alarmă, că noi avem sistem de alarmă, da? Să nu uiți, când pleci, pac, 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 da, de 3 ori cheia în ușă, te rog eu frumos, da? Ochi și urechi, e casa pe mâinile voastre. Ce ifose? Dacă nu era frate meu, ea nu vedea nicio insulă exotică. Pa, tu și pa! Ceau! Pa, pa! Hai să mergem! Ies tu mie, Zule, ca să poți să mâncați eu, mama. Bine, 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 bine! Ups. Opa! Ducă-se! La revedere! În sfârșit, libertate! Mihai s-a asigurat că sora și nepoata vor avea bani pentru cheltuieli, dar Ioana tot nemulțumită e. Laura este anxioasă și pleacă la drum cu inima îndoită. Ioana, în schimb, se bucură că, în sfârșit, va fi liberă. A fost suficient de atentă la sfaturile lui Mihai pentru siguranța casei. Ce mai e de spus? Drum bun și vacanță plăcută! Rămase doar ele, Ioana și Paula, sunt mult mai liniștite. Vor avea însă grijă de casa așa cum ar trebui? Am început să-mi fac prieteni noi la școala asta și sunt tare fericită. Ce faci, Paula, acolo? Bine, mă joc cu prietenii. Auzi, știi ceva? Ce? Eu n-am mâncat nimic toată ziua, te duci tu la bucătărie să-mi faci ceva de mâncare, te rog. Bine, mă duc. Bine, mulțumesc. Eu nu sunt de acord ca fata mea să stea în fața ecranelor atât de mult. De asta îi găsesc mereu ceva de lucru. Câteodată nu am chef să curăț, nici să gătesc. Aș vrea doar să mă joc. Poftim. Mulțumesc. Auzi, da, nu vrei să faci tu niște curățenie pe aici? Nu știu, te mai duci la bucătărie, vezi ce mai trebuie să strângi pe acolo. Cred că mai trebuie dat și cu aspiratorul în casă. Păi nu știu, că aș avea chef și eu să mă joc cu prietenii. Vreau să mă integrez mai bine la școala asta, să-mi fac colegi, prieteni, să mă joc cu ei. Deja a început da, să mă joc și înțeleg, nu prea am chef. Înțeleg, dar gândește, mâine pe mine o să vină și un chitoi acasă. Trebuie să vadă și ei curat în casa asta. Că altfel cine știe, poate chiar ne dau afară. Of, nu vreau să ajungem în stradă din nou. Îmi place casa, îmi place școala, îmi plac și unchii mei. Ok, atunci te rog frumos să încep să mai faci și te curățenie pe aici. Asta poți să faci și mai târziu. Păi și nu vrei să facem împreună dacă tot... Nu, eu nu mă simt bine, să știi. Chiar nu mă simt bine, deloc. O să mă duc la farmacie să-mi iau niște medicamente
Și te rog frumos să găsesc casa lună în momentul când mă întorc. Da? Ok, da. Le spun și eu colegilor mei că închid, mai stau 10 minute. Lasă, să le mai spun târziu, nu și... acum. Da? Dar vrei să merg cu tine? Nu e nevoie, lasă, mă descurc. Mulțumesc. Nu am încotro. Dacă mama nu se simte bine, trebuie să o ajut. Deși pare că profită de copilă, Ioana afirmă că procedează astfel tocmai pentru ca acea mică să nu petreacă prea mult timp cu ochii în ecran, cum se zice. Dar amenințarea că ar putea rămâne iarăși în stradă, folosită pentru a-și convinge fiica să lase jocul în favoarea menajului, parcă e prea mult. Și uite ce zglobie e Ioana noastră, cam prea plină de viață pentru un om căruia era acum 5 minute rău. Asta nu seamănă drum la farmacie. Unde se duce așa voioasă? Uită-mă! Iubire, ce mai faci? Mi-a fost așa de dor de tine! Iubire? Cine e această iubire? Da, el este Dorin, iubitul meu. Tot ce am spus până acum despre el a fost o poveste inventată. Femeia asta și-a mințit propriul copil. De ce o mai fi în stare? Iubire, și mie mi-a fost foarte dor de tine. Două săptămâni și că au fost 2 ani de zile întregi. Da. Cum e viața la fractă? Cum îți merge? Cum ești? E bine, na. Mâncare bună, căldurică. Bun. Da, na, ia, cam ține sub apuc așa. Păi... Și el e cam fraier de fel. De ce? Păi na, el face vreun doar ceea ce spune ea și dau toți banii ăștia, ghiși ce, au plecat acum în vacanță și dau nu știu câte mii de euro și mi-au lăsat și mie așa, un nimic. Ai, măi, pentru bine. O săptămână. Știam că e zgârcit, l-am văzut de vreo câteva ori, are portofelul bine închis. Nu e frumos ce fac, dar ce face fratimiu este? Cât de mii vorba de bani. Ia zi, mi-a adus și mie ceva, că știi că nu mai am serviciu și acum sunt... Da, mi-a lăsat doar 1000 de lei, așa că pot să-ți dau și ție 400-500 de lei. Și ce să fac eu cu mărunțișul ăla? Ai, măi, iubire, știi că nu sunt bani. Și... Te-ai dus la ăla în casă cu atâția bani și tu... Lasă, vedem noi, nu știu, hai mă... Fii fractul, convinge-l. O să-l conving, momentan, până acum nu a mers. În fața Paulei, Dorin a făcut un scandal monstru și apoi ne-a dat afară. Trebuia să pară real. Sper că Ioana știe ce face, merg pe mâna ei. Ce să fac dacă e zgârcit? Na, nevasta e mereu cu gura pe el. Totuși e fractul, poate... Da, în fine, auzi, știu. Hai, lasă asta, hai să mergem și noi la un hotel cam... Haide! Ce îi sunt recunoscătoare lui Dorin. Ne-a întreținut pe mine și pe fiica mea. Frate meu ne trimite 2 lei lunar. Dacă pe soră sa nu ajută, dar îmi minte un străin. Avem de gând să merg să-i cer un job, dar cred că n-am nicio șansă. Ce ticăloșie! Ioana a plecat să se distreze și să pună la cale cum să mai stoarcă bani de la fratele ei naiv, care o susține riscându-și liniștea conjugală, iar pe Paula a pus-o la șmotru. Sunt liniștită că Paula este singura acasă. Se descurcă, e mare. Biata fetiță se conformează și se achită conștiincioasă de sarcini. Ce copil minunat! Cum să nu apreciezi o asemenea comoară de fică? Micuța se ocupă singurică de treaba din casă, iar Ioana chiar că nu face nimic. Este fată, este normal să învețe să facă curat mâncare încă de mică. Mama și fiica dorm acum liniștite. Prima obosită de distracție, a doua obosită de muncă, exact invers decât ar fi normal. Cele două visează fiecare la ce-și dorește. Dar niciuna nu visează ce pericol le paște. Un hoț a pătruns în casă în toiul nopții. Ioana și copila sunt singure și lipsite de apărare și nici măcar nu sunt conștiente de asta. Iar dimineață, când descoperă ce s-a întâmplat, șocul se simte fix ca un duș rece. Asta era tot ce le mai lipsea. Mama, vino repede! Ce e? Ce e? Uite ce s-a întâmplat aici! Nu vine să cred! Au venit hoții peste noi, nu! Ai auzit cumva ceva azi noapte? Eu n-am auzit nimic! Nimic!
nimic. Nu, doamne, ce ne facem, ce ne facem, ce ne facem? Dacă o să ne dea afară din casă? Nu ne dau afară, nu ne dau afară. Am fost atent, am închis bine ușa, nu știu ce s-a întâmplat. Ce o să spună fratii meu? Cred că dacă Laura era aici, făcea un infarct. Haide, răspunde. Știi că e și de vreme la ei. Da, da. Haide. Trebuie să-i spunem, nu putem să lăsăm așa. Da. Unchii vor fi foarte supărați. Sigur va trebui să plecăm din casa asta. Mamă! Hei, De ce mă spau rău? E 4 aici la noi. Da, scuză-mă pentru deranj, dar nici nu știu cum să-ți spun, dar... au venit aseară hoții peste noi. Ce vom face de acum încolo? Unde vom merge? Ce? Da, a venit cineva și a jefuit aici acasă. Nu știu, este un dezastru total. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Acum? Nu știu. Ce? Dar ce a luat? Nu știu. Cum, nu știu, e dezastru total aici. Nu pot să-ți spun exact ce au luat și ce a rămas, pentru că nu pot să-mi dau seama. Dar nu știu ce să fac în continuare. Nu le pică bine, e normal. Nici eu în locul lor nu aș fi fericită. Uite, hai să-ți arăt cum arată toată casa. Uite. Uite cum arată. Opa mea. Aolo. Sună la poliție, facem bagajele, venim acasă. Băi, dar nu înțeleg, dar voi unde erați, mă? Noi am dormit, n-am auzit nimic. Unde erați? Eram sus, dormeam, n-am auzit nimic. Aveți grijă. Sună imediat la poliție, sună imediat la poliție. Bine, sună acum, bine. Voi suna la poliție, normal. Să vină să cerceteze. Asta da bombă. O spargere care să întrerupă concediul lui Mihai și al Laurei, de parcă cea din urmă ar fi avut o premoniție că nu trebuie să plece. O avea Ioana vreo vină în toată situația? O fi lăsat ușa casei descuiată, neatentă cum e ea? Veniți intempestiv din concediu, cei doi soți trebuie să poposească la secția de poliție pentru a afla amănunte despre ancheta în desfășurare, care se pare că merge foarte încet. De ce oare? Tensiunea plutește în aer. Bună ziua! Noi am ajuns, suntem la ușă. Da. Ne-am întors acasă acum 2 zile. Nu-mi explic de ce autoritățile nu și-au făcut datoria până acum. Sunt încă în stare de șoc. Bine că a dus-o capul pe cumnată mea să facă ordine în casă. Dacă găseam și casa cu fundul în sus, nu știu ce făceam. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Spuneți-vă, rog. De ce ne-ați chemat? Ați găsit hoțul, ceva, orice? Nu am găsit nimica pentru că, din păcate, imaginile de pe camerele care ne le-ați dat, n-avem ce să facem cu ele, pentru că omul purta cagulă, mănuși și așa mai departe. Nimic? Nu, chiar nu avem ce să vă dăm. Trebuie să punem ce să vă spun, că păi și îl găsim sau că nu îl găsim, n-am ce să fac. Pare rău că a avut cagulă, chiar dacă aveam camere. Uite, punem în casă camere. Dar nu mă certați că degeaba v-am spus, degeaba și în casă, dacă aveați camere, nu avea ce să faceți cu ele, cu imaginile. Atât timp cât omul are cagulă, are mănuși și are, adică n-a lăsat nicio amprentă, n-am găsit nicio amprentă, n-am găsit o urmă, n-am găsit nimic. N-avem ce să facem. Hoții au furat doar lucruri de valoare. Bijuterii, electrocasnice, sunt lucruri în valoare de aproape 30.000 de euro. Ceas, bijuterii, calculatoare, monitoare, toate... Și ce ați vrea să vă facem noi în condițiile în care nu avem o amprentă, nu avem nimic? Aveți dușmani, aveți oameni, v-ați certat, știți pe cineva care vrea să vă facă rău sau are bucurii la ce aveți dumneavoastră pe în casă, la... I-a plăcut ceasul, i-a plăcut, eu știu, bijuteriile soției. Spuneți-ne, mergem și verificăm. Nu pot să-mi dau seama. Altceva n-am ce să fac. Nu că n-am ce să fac eu, n-are nimeni ce să facă. Nu cred că vom mai recupera lucrurile. Îmi pare rău. Am muncit pentru ele, nu le-am furat. Bă, eu zic, hai să zicem mersi, că n-au intrat peste sora mea și peste nepoată mea. Dacă intrau și le speria, poate domnul le făcea Angel, ceva rău. De ce nu înțelegeți? Că nu au fost mai mulți, a fost unul singur. O singură persoană ne-a jefuit? I-am zis Laurei să nu mai pună poze când plecăm în vacanță. Ia auzi, acum e vina mea, că am pus poze din vacanță, nu? Nu a lui, când i-am spus să punem camere de supraveghere peste tot, n-a vrut.
ce să vă zic? Că îl găsim și să nu-l găsim, n-avem cum. Da. Îmi pare rău. Dacă aveți ceva informații, vă aștept să-mi spuneți. Dacă nu, nu știu ce să vă zic. Să vă promit ceva ce nu știu dacă se va rezolva niciodată, n-am cum. Domnul Antonache, eu nu cred că se poate așa ceva. Ne-ați chemat aici ca să ne spuneți că ce? Că nu se poate face nimic? Și să vă chem... Și ce vreți să vă spun? Explicați și mie, ce vreți să vă spun? Am venit la poliție ca să rezolvăm. Să rezolvăm ce, doamnă? Ce s-a întâmplat? Păi și ce, haideți cu mine să vă uitați la cameră și spuneți dumneavoastră ce puteți da, să facem. Da, dar eu nu sunt polițist, că de asta am venit aici. Păi și ce vina am eu, doamnă? Dar nu se poate așa ce ceva. Ce vina am eu dacă nu am ce să vă zic ce? Că e unul cu cagulă și cu mănuși, nu? Să-l prindem pe cine? Că păi sunt o grămadă. Haideți să vă veniți să spuneți că e unul cu cagulă și cu. Doamne, știți care e problema? Nu vă permit să vorbiți așa cu mine în primul rând. În al doilea rând, trebuie să vă faceți o asigurare la casă sau de bunuri sau de așa mai departe, dacă știți că aveți bunuri în casă cu valoare mare. Și cam atât. Polițistul ăsta, vai de steaua lui, nu se pricepe deloc. Am fost ținte sigure, așa cum zice și polițistul. Îmi pare rău, n-am ce să fac. Dacă se află ceva și dacă aveți dumneavoastră vreo informație sau vă gândiți la cineva anume, vă rog frumos să mă sunați și să-mi spuneți. Nu înțeles. O zi bună. Ți-am zis să facem asigurare la casă? Păi, ți-am zis să punem camere în casă, pentru orice eventualitate trebuie făcute. Cum înțelegi că degeaba puneai camere? Ce am făcut acum? Uite, mare pagubă ce avem. Păi și ce vrei să fac acum? E vina mea? Hai. De parcă le-am furat eu. Ea e de vină. Dacă pune 10.000 de poze pe zi, oamenii văd că suntem plecați. Pare că ghinionul e ca un bulgăre de zăpadă, care se rostogolește și crește de când a picat Ioana pe capul lor. Lucrurile au luat o razna complet. Laura și Mihai sunt foarte nervoși, se acuză reciproc pentru motivele spargerii și se ceartă din orice. Însă cei doi sunt pe cale să mai încaseze un șoc pentru care sunt total nepregătiți. Nu mai pot de frig! N-ai găsit un loc de parcare mai în față? Aoleo, dacă nu mai zăpăci, n-am găsit, n-ai văzut. Ai fost cu mine mașina, dacă nu era ce era să fac. Fii, zi mersi că l-am găsit și pe ăla, că altfel trebuia să mai parcăm peste două străzi. Auzi? Da. Aia nu e sorta, mă? Nu, e mă, ce ai? Cum nu e sorta? Nu pot să cred. Ce veselie pe cumnata mea. Da, i-am zis. Nu, dar sorta asta, bă, lasă să stai să-și caute de muncă asta, stă și umblă cu bărbați. Păi și am zis exact același lucru, zici, bă, nu te mai arunca în brațele alea. Vezi, mă, ui și-o ții pe sorta atâta în brațe. Și asta nu poate să stea fără bărbat. Uite-te și tu. Doamne Dumnezeule, sora mea asta mă lasă fără cuvinte. Și mă la cine? Trecu știe, eu știu. Bă, cum îl cheamă pe ăla de-asta cu ea? Dori? Bă, s-a îmbăcat? Nu cred, mă, bă, nu ia cred. Ia uită-te! Eu zic, hai să ne uităm mai bine, că deja mă enervez. Da, nevastă mea are dreptate. Ăla parcă e Dorin. Dar s-au despărțit. Dacă s-au împăcat, tu-i așa acasă, că ne-au făcut destule probleme. Ăștia sunt toți? Da. Cum adică da? Pe cum adică? La ce te așteptai? Din toate bunurile alea. Asta e tot ce a ieșit. Adică ce voiezi? Mă vând și pe mine? Ce voiezi? N-au fost mai multe. Au fost bunuri aproape, în valoare de aproape 20.000 de euro. Au fost bunuri de aproape 20.000 de euro? Cum adică? Nu cumva e vorba de bunurile din casa Laurei? Și de ce m-ai trimis pe mine? Știi că mie mi-e frică, mă, și așa m-au întrebat ăia, toate ele, nu știam ce să răspund. Așa, și m-a întrebat de unde le am. Puteai să spui orice. Dar știi că mi-e frică. Bani joc de mine, ce cu banii ăștia? Eu și Ioana am avut un plan care ne-a adus multe roade, ca să ne putem reuni familia. Nu întotdeauna faci ceea ce-ți place ca să obții bani, dar mă bucur că Dorina a fost acolo lângă mine. Auzi, păi și vrei să spui că tu ai vândut și ceasul ăla de 15.000 de euro al lui fratei meu? Și toate bijuteriile alea? Da. Zi mersi că mi le-a luat așa, pentru că așa mi-au cerut certificat pentru ceasul ăla și mie mi-a fost foarte frică. Certificat, necertificat totuși, putea să-ți dea, nu știu, 1.000, 2.000, 3.000 de euro, dar nu... Păi dacă atât ar valorat fără... Nu mi-e rușine să zic. Da, Dorin a fost hoțul, dar până la urmă n-am furat de la săraci. Ideea asta a fost a Ioanei, nu a mea. Eu sunt un simplu muncitor. Eu deja am riscat foarte mult, dacă te-am lăsat să intri acolo, te-am lăsat să fur toate alea de acolo. Păi da? Și am făcut cum ai zis, am făcut ce ai zis, am luat ce ai zis, am dus unde ai zis. Dar dacă atât am putut... A fost sormea în stare să ne fure?
Doamne, nu pot să cred. Sunt terminat. Eram sigură că sora s-a venit în casa asta cu un scop. Și uite că avea dreptate. Să ne fure. Am făcut cât am putut și cum am putut și... Ce ați făcut, mă? Ce e aici? Ce ați făcut, mă? Ce bani sunt ăia? Ce-ai, mă, acolo? Ce sunt cu banii acolo? Nimic. Nu-i nimic. De unde ai banii aia? Nu-i nimic acolo. M-am luat și eu salariu. Cum adică? Mă ții la... Ce-ai făcut? Că e mâna ta! Ioana. Am auzit tot, Ioana! Una ca asta nu se poate. Care erau șansele să ne vadă? Unde-i Paula, mă? Ce cauți aici cu ăsta? Ești că te-ai certat cu el, că te-ai despărțit. De-aia ai venit și stai la mine. Ce bani numărai acolo? Nu, am auzit totul despre ceas. Mi-a furat ceasul. Voi mi-a furat în casă. Dar stai, nu, mă, că poate aveam și... Ce că poate vă avea și voi, mă? Nu, e o neînțelegere, serios. Ce neînțelegere? Ioana, tu ești la cap, tu m-ai furat pe mine? Nu i-ar fi rușine. E scârbă de asemenea oameni. Doamne, ce mi-aud urechile. Tu-ți bagi joc de noi? Te-am primit în casa noastră și tu faci așa ceva? Unde ți-e capul, mă, fată, mă, putoare internațională ce ești? Ce-i în capul tău? Mi-am pus căsnicia în pericol pentru ce? Pentru sormea care face una ca asta? Pot să vă explic totul, ce serios. Să-mi explici, mă, ce să-mi explici? Puțin ca să pot să vă explic serios acum. Ce să-mi explici că mi-ai furat în casă aproape 20.000 de euro? Ce să-mi explici? Unde ai lăsat-o pe copilă? Unde e copila? Doamne! Că de-aia te-am și primit din cauza la copilul ăla. Unde e Paula? Unde e Paula? Și tu o lași de izberi și te stai cu ăsta și plănuiești cu ăștia să ne furi? Unde e fata? Dacă le păsa așa de mult de Paula, o susțină-o financiar. Dacă până acum nevastă mea n-a divorțat de mine, ăsta e momentul potrivit. Ce ai zis, mă, să nu lași pe sorta în casă? Ce ai zis, mă, că-i pleava societății, că nu face nimic? Hai de că capul, e responsabilă. Nu pot să cred, nu, nu pot să cred. Să cred. Voi doi o să vă dați pușcăria. Dacă voi ați făcut treaba asta, o să vă mănânce pușcăria pe amândoi. Sunt într-o situație foarte dificilă acum. Nici nu știu ce să zic. În momentul ăsta, eu vreau să știu tot adevărul, da? Că tu ești sorbea, pe ăsta nu-l știu. E un străin. Spune-mi tot adevărul. Mihai vrea să știe pentru ce și-a riscat căsnicia și pe bună dreptate. Ticăloșia Ioanei este de neconceput. Cum să facă așa ceva? Iată că Laura a fost cea care a intuit mereu adevărul. Ioana nu are nimic sfânt și s-a întors împotriva celui care a protejat-o întreaga viață. Poate că are o gândire atât de redusă încât nu vede o altă ieșire din sărăcie și lipsuri. Dar e la fel de posibil să fie acționat din invidie, din dorința de răzbunare pentru modul în care o tratează Laura sau din pură răutate. Ce ar mai putea face pe cei doi soți să o ierte? Băi, nerușinaților, mă! Bă, voi sunteți conștienți ce ați făcut, mă? M-ați furat din casa mea! Bă, din casa mea, pe tine te-am primit în casa asta, ți-am dat să mănânci, te-am îmbrăcat, te-am încălțat, ți-am dat bani. Ce ai vrut tu? Cum ați putut, mă, să faceți așa ceva? Bă, vreau să știu adevărul. Puteți să faceți asta? Vreau să știu adevărul. Ioana, zi adevărul. Nu e vina mea, să știți. Da, cu e vina? Numai Ioana, ea m-a pus ca să fac toate astea. Eu nici măcar nu știu să fur, eu nici măcar nu... Mie mi-a fost frică tot timpul. Cu toate acestea, te-ai descurcat destul de bine, Dorin, nu? Adică ai cam golit casa. Auzi, mă, iubire, dar uite că fractul de fapt nu e atât de prost. Ai zis că ți-e acasă și nu ți-a luat. Noi ce da, să facem? Da, fii atent, nu-mi e acasă. Vrea să-mi dea de muncă la ei acolo, la service. Și o să-mi caute el o garsonieră și o să-mi plătesc eu chirie. Păi și unde mai e ajutorul lui aici? Fii atent, am un plan. Îl furăm, îl jefuim. Și ai puțin. Uite, fii atent. Mâine seară pregătesc eu totul în casă. Știu unde sunt toate bijuteriile, le pun în sufragerie, îți fac fotografii, îți arăt exact unde sunt, îți explic exact ce și cum să faci, cum să intri în casă. Tu în momentul când vii, fii atent, trebuie să ai mănuși, trebuie să ai cagulă, trebuie să acoperi totul, să nu se vadă nimic, faci deranj în casă, vii cu duba aia de la muncă sau de la fosta muncă și pui totul acolo. Pleacă-mă de aici, ai luat uroz, eu nu fac așa ceva, că mi-e frică, eu n-am făcut în viața mea așa ceva. Hai, mă, că nu pățești nimic, dar dacă ai totul, nu te vede nimeni. Și îți spun eu, intri și îți lași ușa deschisă. Mi-e frică. De ce? Păi și dacă ne prinde? Cine să ne prindă? Eu n-am de gând să fac pușcărie, sunt tânăr. Eu nu pot să cred. Ce s-a întâmplat? Ce-i în creierul tău?
Eu nu te înțeleg. Ai ajuns să ne fur din casă. De la oamenii care te ajută. De la omul care ți-a rămas alături. Eu nu te înțeleg. Sunt pur și simplu bulversat. Deci nu pot să cred că a fost planul tău. Tu l-ai pus, auzi, pe individul ăsta. Da, recunoaște că chiar nu vreau să ajung la pușcărie din cauza... Dorin, asta nu te scapă pe tine de vreo vină, da? Până la urmă tu ai condus mașina, tu ai intrat în casă, tu ai luat obiectele, tu le-ai dus la amanet. Ești la fel de vinovat, da, contează mai puțin. Am făcut toate astea, dar eu sunt un simplu om după... Și executantul face ani grei de pușcărie, să știi. Și executantul face ani grei de pușcărie. Până la urmă, fratele tău are dreptate și merită o explicație. Da, eu am plănuit asta, dar nu de la bun început. Ok? Lasă-mă să-ți explic, te rog frumos. Dorin, cu Dorin sunt de 2 ani de zile, da? Și m-a întreținut. Am putut să stau la el acasă, am avut grijă de Paula în felul acesta, a avut și el grijă de Paula în felul acesta, da? I-am dat tot ce am putut, dar din păcate Dorin și-a pierdut jobul. Și din cauza asta, noi nu am știut ce să facem în continuare. A, și v-ați gândit să mințiți, să veniți cu o idee din asta, deci foarte creață. Voi știți împreună? Da, suntem încă împreună, nu ne-am împărțit. Dar asta a fost ideea ei, să zic. Altă minciună, altă minciună! Ioana, uite, eu o să-ți o spun pe direct. Chiar m-am săturat, noi nu ne mai ajungem cu nimic, atelierul a dat faliment și știi ce? Nici nu mă interesează ce trimite fractul 2000 de lei acolo care nu ți intră nici la o măsea, nu ne ajungem cu nimic, nu știu, trebuie să cauți ceva să muncești, să ajungi și tu familia, să nu mai... Păi și cum adică? Ce vrei să-mi găsesc? Ce job vrei să-mi găsesc? Nici nu am timp de așa ceva. Pentru Dumnezeu, fractul stă pe o saltea de bani, noi nu ne ajungem cu nimic, ți-ți dă câteva firimituri și te păcălește. Asta e un pic. Cred că mi-a venit o idee. Ei, ți-a venit o idee? Nu. De angajare sau cum? Lasă-mă cu angajarea și cu munca ta. Fii atent, cred că putem să facem în felul următor. Ne prefacem că ne despărțim. Îi zic, îl sun, plâng, nu știu ce, merg la el. Și cu siguranță poate să-mi cumpere o casă. Îi spun, uite, nu mai am cu cine, nu mai am la cine să stau, nu am o casă, n-am nimic de-al meu, trebuie să am grijă și de copil, nu vreau să vă deranjez, nu vreau să-mi știți și sigur îmi cumpără o casă. Are bani oricum. Crezi și de ce să nu fac? Crezi că fractul e atât de prost să-ți deții o casă degeaba? Sunt sorsa, normal că o să-mi dea o casă. Măi, Ioana, ce se întâmplă? De ce ne minți aici cu nerușinare pe toți? Care-i problema? Că eu nu te înțeleg. Spune-i adevărul. Okay, cu ce ți-am greșit eu? Da, sunt invidioasă, da? Pentru că stai în casa asta, pentru că ai jobul pe care l-ai, pentru că te duci în Thailanda și în altfel de vacanțe exotice și eu ce da, fac? Da, Lisica, ce tu mie e vacanța? Alo, tu nu... Eu ce primesc? Că ești invidioasă? Să muncești ca să ai. Noi cum muncim să ca să avem. Dacă să o cresc pe Paula, dar da? Dar nu mai arunca vina pe săracul copil. Dacă nu ai copii, n-ai cum să înțelegi. Dar nu spune treaba asta, pentru că Paula este destul de mare. Asta nu înseamnă că dacă ai făcut un copil, trebuie să stai în casă. Sunt atâția oameni care cresc copii și merg la muncă. Dar cum de ai ajuns tu la concluzia că, practic, fratele tău îți aruncă niște firimituri? Înțeleg că lunar, omul acesta, îți dă undeva între 1500 și 2000 de lei. Sunt oameni care poate nu au salariul ăsta lunar. În condițiile în care nu avem nicio obligație să o ajutăm pe ea cu bani. Dar tu și fratele tău nu ați avut același start în viață? În momentul în care părinții voștri s-au dus, ce, el a primit totul și tu nimic? În momentul când părinții noștri s-au dus, el a avut-o pe ea, care ea a avut bani. Dar în schimb, într-adevăr, el a avut creierul să crească afacerea asta. Și tu pe ce ești invidioasă? Că nu înțeleg că fratele tău a avut mai mult noroc în viață decât ai tu? Sau ai avut tu? Poate am vrut și eu un ajutor din partea voastră și nu neapărat financiar. Să puțin să ne înțelegem. Adică, mai exact, ce ți-ai fi dorit tu? Ți-ai fi dorit ca fratele tău să-ți cumpere o casă cu curte? Da, și o locuință. În felul acesta n-aș mai fi avut toată viața asta pe care am avut după ce m-am despărțit de soțul meu. Și a trebuit să mă gândesc la Paula, să trec de la bărbat la bărbat doar ca să am un acoperiș asupra capului pentru mine și pentru ea. Asta nu este o scuză pentru ceea ce ai făcut, nu? Asta ar fi trebuit să te motiveze până la urmă. Și apropo de fiica ta, ai idee cât de traumatizată este? De felul în care te comporți? Din ce? Din ura față de fratele tău? Că el a întâlnit-o pe Laura și că părinții ei au avut un service auto? Păi a avut noroc în viață, normal.
Voi trăiți cumva cu 1500 sau 2000 de lei pe lună? Doar atât, având în vedere că am și un copil? Bun, și ce te-am împiedicat să faci mai mult, Ioana, da? Trebuia cine să am grijă de ea, trebuia să o duc la școală, trebuia să o iau de la școală, trebuia să am grijă că își face temele și dacă corect. Dacă ai fi singura femeie de pe planeta Pământ care ar crește un copil de una singură, haide să spunem că te-am înțelege, ți-am oferit niște circumstanțe. Dar din păcate nu este așa, nu? Adevărul este unul mult mai crunt. În situația ta sunt foarte multe femei. Și uite că nu recurg toate la gesturi de genul acesta. Dar nu mă interesează celelalte femei, mă interesează de mine. Lasă că mă interesează pe mine ce-mi faci tu mie. Că eu te-am ajutat de fiecare dată, cu drag, am muncit pentru, poate și pentru tine. Eu poate că am tras, nu neapărat doar pentru mine, să fac ceva cu viața mea. M-am gândit tot timpul și la voi. Și tu vii să mă furi? Copilul ăsta este speriat. Voi credeți, aveți impresia că eu nu am vorbit cu ea? S-a pomenit când ai primit banii, după ce ai luat toate bunurile și după care ai fost la amanet? Mi-ai trimis bani și mie nu mi-ai spus? Ești cea mai bună cumnătică. Chiar nu știu ce m-aș face fără tine. Ioana, eu nu vreau la nicio pușcărie. Omul ăsta are dreptate. Tu vezi ce-mi face fratele meu? Tu, în momentul ăsta, tu chiar nu ai discernământ, crede-mă. Nu pot să cred asta. Eu cred că nu ai înțeles. Sorta n-are decât o variantă. Paula este copilul meu și va rămâne cu mine. Tu ai văzut ce vrea să facă sorta? E ideea asta mi-a venit acum. Mihai, se pare că nu i-ai pus în palmă tot ce a vrut, nu? Pentru că până la urmă surioara ta, da, și-ar fi dorit să-i pui în palmă cheile de la un apartament. Noi am muncit ca să avem un apartament și ne-am chinuit să avem un apartament al nostru așa cum ne dorim. Dar este obligația fratelui tău să facă asta? Da, poate mi-ar fi fost mai ușor dacă aveam o locuință. Pur și simplu. Până dacă ai banii să-ți plătești chiria. E oarecum același lucru, nu? Adică măcar chiria îți era asigurată, nu aveai această grijă. Și dacă munceai și tu, cu banii pe care noi ți-i trimiteam, îți plăteai chiria, cu ce munceai aveți ca să trăiți. Dar tu nu. Tu, putoare, stai acasă și ajungi să-ți trimită fratele tu cu cumnată ta, ca să ce? Ca tu să stai acasă, nu? Frumos, tot te dori viața dacă asta. Dacă stau acasă, asta nu înseamnă că nu fac nimic, da? După cum spuneam, am un copil, trebuie să am grijă de el. Dar inclusiv cumnata ta te-a ajutat cu bani, fără știrea lui Mihai. Ce faci de aici încolo? Ce te-ai gândit să faci? Ei, nu știu, pentru că... Na, ea este aici, m-am despărțit și de soț acum, mai sunt și părinții bolnavi, nici nu știu încotro să o mai iau. Deci chiar nu știu ce să fac în momentul acesta. Între mine să și plâng. Ei, fată, calmează-te că o să fie bine. Tot trebuie spre bine, știi cum e? Nu e un capăt de lume. Uite și ce m-am gândit. Hai să încerc să te ajut să te pui un pic pe picioare, că nu poți să stai așa. Că o să clachez de tot. Uite, o să merg la bancă, o să scot niște bănuți și te-a pus să faci ceva. Uite, am o prietenă care face, s-a apucat de unghi. Uite, mi-a pus unghi, uite. Că tot merge acum cu unghiile, știi? Uh-huh. Și mă gândesc că, uite, poate investești și faci ceva acolo la tine, la Călăraș, dacă ți-ar plăcea să faci chestia asta. Că chiar se fac bani și chiar merge în perioada asta. Îți dau o sumă, uite, cred că ai putea să încep să-ți dau un 5.000 de euro. Te ajut și unde să faci cursuri, vorbesc cu prietena asta mea, te ajută și de unde să iei produse și te ajut cu tot, cap-coadă, știi? Mulțumesc mult de tot, adică ești sigură că vrei să faci asta, că ai zis că vrei să vă dezvoltați și afacerea, să vă deschideți și magazin și... Da, fată, stai liniștită, nu e niciun fel de problemă, ce ai, nici nu mă gândesc, atât timp cât pot să te ajut, te ajut cu ce pot, nu-ți face probleme. Ok, și poate să rămână între noi, să nu-i spun. Nu-i spun lui Mihai, stai liniștită. Mulțumesc mult de tot, serios, mulțumesc mult. Ești cea mai bună cumnățică. Chiar nu știu ce m-aș face fără tine. I-ai trimis bani și mie nu mi-ai spus? Am vrut să o ajut. Am zis că poate face ceva cu viața ei. Păi stai puțin. Asta. Ioana, tu ai avut șansa să-ți deschizi ceva și nu ai făcut nimic și noi am trăit în râpa asta degeaba? În primul rând asta a fost înaintea ta și indiferent, în al doilea rând... Dar acum sunt eu în viața ta, nu?
tu ai avut șansa asta, și eu am avut o șansă în trecut, da? Și am tras de ea și ne-am întreținut pe noi, pe mine, pe tine, pe copilul tău. Auzi, da, tu ești aici să mă susții sau să fii împotriva? Păi sunt aici să te susțin, dar eu ți-am zis că de la bun început că nu vreau să intru în probleme și în toate astea care se întâmplă acum. De ce trăiesc eu cu impresia că tu crezi că toată lumea asta este împotriva ta? Pentru că așa este. Nu este așa, da? Adică norocul ți-l mai faci și singur sau singură în cazul tău, da? Drept dovadă, ai avut banii aceia. Nu mă interesează practic ce ai făcut tu cu ei, că nu este treaba mea. Pe mine mă interesează ce se întâmplă cu fiica ta și cât de mult ești tu conștientă, cât de tare o afectează faptele tale. Despre asta vreau eu să vorbim. Ești norocoasă, ai un copil, un copil frumos, un copil deștept. Alții nu au, alții își doresc și nu pot avea. Și tu îți bați joc, practic, de copilul ăla. Nu e normal, plus de asta ești și bolnavă. O las singură în casă, are problemele pe care le are. Tu nu te gândești absolut deloc la copilul ăla. Bă, dar deloc nu te gândești. Ce suflet ai tu în tine? Cum poți să faci lucrurile astea? Eu chiar nu înțeleg. Auzi, știi ce? Am crescut-o așa cum am putut, da? Am ținut-o lângă mine, poate că am făcut greșit, poate că nu, dar știi ce? Mai bine să fie lângă mine decât să o dau la orfelinat sau în alte părți. Doamne ferește-mă, s-a pus vreodată problema asta? Asta mai lipsea. Nu poți să gândești așa, că nu e normal cum gândești. Dacă faci un copil, asumă-ți! Dar nu mai gândește, eu din momentul ăsta, eu chiar cred că n-are absolut nimic în cap. Ați făcut copilul ăla să treacă printr-o traumă. Dar noi nu știi că faci o traumă. Copilul ăla stă cu frică că este dat afară din casă, că este abandonat. Păi voi sunteți conștienți ce ați făcut, mă, da? Lasă că e mare, nu e așa să ne speriem pentru că măi, ce? Băiatul, Dorin, nu e deci glumă cu asta, da? Întreabă-l pe el dacă nu mă crezi pe mine, dacă crezi că am eu ceva cu voi. Întreabă-l, da? Cum la fiecare pas trebuie să fie atentă, ca nu cumva să greșească. Ca nu cumva unchiul să se supere, să ajungă din nou în situația de a... Dar tu spune că totul e bine cu ea, că e în regulă, că nu are nimic. Mereu ți-am spus de Paula să nu se sperie. Și tu ai zis că tu cunoști copilul mai bine decât orice. Da, este ca un copil, mai bine. Una este ca un copil să crească și să trăiască cu anumite greutăți. Pentru că până la urmă, să faci un sandwich, să faci curățenie, nu e neapărat un lucru rău, da? Dar tu te-ai dus mult prea departe, da? Tu ești conștientă că aceste traume o vor afecta pe viitor, că ea va ajunge în situația de a nu avea probabil o relație stabilă sau, Doamne ferește, mai știu eu ce? Nu avem de unde să știm asta și nu că... Dragă mea, întreabă un psiholog dacă nu mă crezi pe mine. Eu nu o să mai las pe Paula să plece de aici, mă. Ai înțeles? Copilul ăsta este speriat. Voi credeți, aveți impresia că eu nu am vorbit cu ea? Mi-a spus că a auzit certurile voastre din casă, da, discuțiile, certurile. La urmă. Dar voi nu înțelegeți că... Dar oricine se ceartă? Asta este o realitate, da? În orice familie există și certuri. Dar în momentul în care ajungi să-ți manipulezi propriul copil, să te folosești de el, ca să ce? Tu, în momentul ăsta, tu chiar nu ai discernământ, crede-mă. Când vine vorba de copilul ăsta, tu cred că ai luat cele mai proaste decizii ever. Fii atent de ce-ți propun. Să te văd pe tine când o să ai copil. Fii atent de ce-ți propun eu ție. Și gândește-te bine. Este ultima șansă pe care ți-o acord. Lași fata la noi. Te duci, te angajezi. Îți iei chirie. Te pui pe picioare. Și când totul o să fie ok, iei fata înapoi la tine. Sub nicio formă. Paula este copilul meu și va rămâne cu mine. Ai înțeles? Eu zic să te mai gândești o dată. Și eu zic să te mai gândești de două ori la propunerea ei. Pentru că cred că e singura ta șansă să te pui pe picioare. Ascultă-mă bine, că dacă noi nu ne retragem plângerea, voi ajungeți în altă parte. Și fata automat ajunge tot la mine. Da? Eu vreau o casă și vă las pe Paul aici. Doamne ferește, tu nu înțelegi că tu negociezi cu mine în momentul ăsta? Pentru copil tu ai luat-o razna când eu pot mâine să am copilul și te bag în pușcărie? Mă, fată, o să-mi fuzi pușcăria. Dacă tu, ferește, dacă creierul tău nu funcționează, ai blank, nu înțeleg. Ioana, eu nu vreau la nicio pușcărie, omul ăsta are dreptate. Asta a fost tot planul tău. Ia, hai să discutăm. Ok.
Băi, dar nu pot să cred, mă, n-are minte, mă, deloc, mă. Când ți-a spus că sorul... Mai ții minte că ți-a spus, ține minte vorbele mele, că să vezi că sorul tău o să ne facă probleme. Am avut sau n-am avut dreptate? Ai avut dreptate. Păi să te mai uiți și în gura mea când cilipesc câte ceva. Ioana, gândește-te un pic, gândește-te, ai un pic și gândește-te, acceptă oferta lor. Acceptă oferta lor, că eu nu vreau în pușcărie, asta a fost ideea ta, asta e vina ta? Da, a fost ideea mea, așa și? Cum asta, așa și? Asta știu ce să fac acum, da? Păi și atunci scoate-ne din asta. Scoate-mă din asta. Tu ai fost la care a rămas fără job, da? Și așa. Asta știu să fac, eu, mie ideea asta mi-a venit acum. Dar vreodată sora ta a discutat sincer și onest cu tine? Ți-a spus că are nevoie de acest apartament? M-a mai sunat, da, eu tot timpul încercam să o ajut cu ce pot, pentru că am și eu problemele mele. Nu se pune problema așa, Mihai. Dacă până la urmă, repet, am și spus-o, da, cu banii respectivi îți poți plăti o chirie. Este un start bun. Nu a venit niciodată să ceară vrea un apartament, dar și dacă ar fi cerut, cu siguranță nu am fi putut să facem treaba aceasta. Ce se întâmplă în timp cu nepoata ta? Ți-a pomenit când ai primit banii? După ce ai luat toate bunurile și după care ai fost la amanet? Ai primit bani? Ai primit! Dar te rog frumos, nu arunca pe mine. Nu arunca în cărca mea așa ceva. Am fost constrâns de tine, am fost obligat mai mult de tine, pentru că nici după ce ți-am adus bani ne-ai fost mulțumită. Cu ce te-am obligat? Te rog frumos. Ți-am zis că asta este ideea mea, dar nu te-am obligat cu nimic. Nu ți-am zis că dacă nu faci asta, nu știu, ne despărțim sau dacă nu faci asta, nu știu, facem altceva. Dar eu ca bărbat cum am simțit când tu mi-ai spus asta? Puteți să vii cu o altă idee. Eu cred că nu ai înțeles. Sorta n-are decât o variantă. Ori acceptă ceea ce i-am propus, ori se duce la închisoare. Iar tu dacă o mai ajuți, vine parpaleaua. Să nu te mai aud. Tu vezi ce face frate meu? Tu vezi în ce situație am ajuns? Femeia aia îl calcă în picioare. Și el mă lasă pentru ce? Pentru o străină, pentru că nu face parte din familia noastră, da? Și ce? Am rămas singură și acum chiar o să rămân singură dacă pleci și tu. Păi da, o să rămâi singură, femeie, că eu vreau să mă detașez de toată povestea asta nebună, că eu nu știu ce să... Nu mai, eu nu pot, eu nu mai fac față. Eu vreau să luăm o pauză. Tu ai văzut ce vrea să facă sorul ta? Să lase copilul pentru o casă? Da. Păi asta e mamă, mă, cum să faci mă așa ceva? Săracul da, copil, da. Ce traume și prin ce trece și prin cum să mai treacă dacă stă lângă ea. Da, nici nu vreau să o mai las, până când nu văd că să pune pe picioare, nici eu nu vreau să o mai las. Tu ce crezi, că eu sunt și eu cu capul în nor? Nu! Chiar asta am să fac și eu. Să fie avut și eu 1, 2, 3 frați și să le trimis și eu cum ai trimis sorta, câte 15 pe 20 de milioane pe lângă. N-am încercat decât să ajut. Mihai, tragedia este că o să-i fie foarte greu Ioanei să se schimbe. Ea s-a învățat așa, ea consideră că soarta, universul, da, are ceva cu ea. Da, dar uite că o să aleagă între ori să stea cu Paula, ori să ajungă și la pușcărie. La adică... cât este de încăpățânată și ea știe care este vulnerabilitatea voastră, da? Paula. Dorin, deci nu pot să cred. Și tu mă lași acum? Serios, deci și tu mă lași, deci chiar rămân singur acum, complet. Atunci doar n-am despărțit așa, doar ca să creadă ei. Dar acum chiar vrei să rămân da, singură, da, cu adevărat. Nu mai nu pot să cred, deci chiar nu pot să cred asta. Eu chiar nu pot să fac față. Când rezolv totul, caută-mă, știu unde mă găsești. Sunteți singurii care, până la urmă, aveți mintea la voi. Okay. Ieri, ce s-a întâmplat? O să accept. Ce? Oferta voastră. Bun. Dar cu o singură condiție. Uimește-mă. Să mă ajutați și pe mine cu niște bani, ca să pot să pornesc din nou de la zero, să pot să-mi găsesc ceva în chirie, după care îmi caut un job, apoi încerc să-mi fac și o relație stabilă și după aceea să-mi o dați pe Paula, pentru că indiferent ce credeți voi despre mine, că sunt mamă denaturată, că nu sunt în toate mințile, eu iubesc pe fata asta. Este fetița mea. Aveți un mod al naibii de ciudat de a vă manifesta iubirea asta față de fiica dumneavoastră. Și ca să vezi că sunt fată bună, îți ofer și eu o sumă de bani.
ca să poți începe ușor de jos. Ai de la noi 3.000, 4.000? Cât vrei tu, eu nu m-am mai bat. Să începi frumos. Dar ai grijă. Altă șansă nu mai ai. Te-ai lispăgut. Un singur pas greșit, iar copilul va rămâne la noi pentru totdeauna. Ține minte bine asta. O să țin minte. Mihai și Laura Angel trăiesc normalitatea oamenilor harnici și serioși care își conduc viața responsabil, muncesc și trăiesc un timp de calitate în vacanțe bine meritate și așa mai departe. Reversul medaliei este sora lui Mihai, Ioana, care nu are niciun rost în viață și pretinde să-l căpușeze pe fratele ei pentru simplul fapt că el are de toate. În schimb, nu-i pasă câtuși de puțin că măsura valorii și a bunăstării este munca. Din biata Ioana se pare că ea devine Ioana cea ticăloasă, la un pas de închisoare. Bineînțeles că tot soții Angel o salvează printr-un compromis care îi mai dă o șansă atât nelegiuitei noastre, cât mai ales fetiței sale, Paula. O iubești, mă, pe Ana? Am iubit-o la început. Lasă-mă acum, în momentul ăsta. Țin la ea așa, chiar dacă da? Îți cere atunci banii continuă. Atunci îți place să te flagelezi așa, singur. Du-te și tu și mai ia-ți un job, măi omule. Ce eu nu mai pot. Vrei să spun ceva? Până în pandemie, casa asta, cât e ea de mare, eu am ținut-o. Nu le dau eu tot salariul, mă înțelegi? Înțeleg, mai vă opresc și eu o ciorbă acolo și să am și eu să treacă luna peste mine. Dar trebuie să decartez, frate, că altfel s-ar toți pe mine. Dă-ne. Eu nu trăiesc din banii ăștia, mă. Eu vin aici, vrei să spun un lucru? Ce de dragul tău, mă, să mai schimbăm o vorbă? Hai, lasă vrăjele. Lasă vrăjeala. Comportamentul ăsta lui, care a tot degenerat în ultima perioadă, se datorează faptului că poate are pe cineva. Nici nu știu cum să-ți explic. Eu nu construiesc fericirea mea pe amărăciunea unei femei. Nici nu vreau. Pe nefericirea altora. Nici nu vreau. Nu pot. Păi ce înseamnă asta, mă? Băi, fată, cum îți permite, mă? Că spar... Păi ce rămânule! Și tu ne care ești, tu dai copilul meu! Du-te, mamă, imediat sus! Du-te sus!